Bă, salut, mă prietenaș, și bine ați venit la emisiune. Eu ce să fac, uite, dimineața am făcut și o dușă aici în baia care mi-a dat-o neasorit. Mi-a spălat sufletul, mi-a spălat trupul și gata, sunt pregătit pentru o nouă zi de filmare. Filmare, colaborare, resetare, volare, cantare. Bine, bă, drăucoții, treabă, să fii tu de la stâșurii, să-mi dai banii pe drepturile de autor. Trenul personal din direcția Galați, postești în stație la linia 5. Apă plată, mă! Un leu hârtie igienică. Aș, aș, da, la, da, da, reggaeton, da, reggaeton. Ce limbă vorbești? Spor la cafeluț să vă doresc, mă, prietenași, la absolut toată lumea care se uită la emisiunea asta. Îți vă dea Dumnezeu sănătate din partea lui Nicu de la Piața Mare. Eu ce-ți fac? M-am apucat deja de cafeluță. Urmează povestioara de la cafeluță. Aseară am luat așa la pas până oraș mai pe seară ca să văd și eu ce mai e prin București și la un dat am trecut pe lângă o librărie de-asta frumoasă. Și mă uit, era numai cărți pe acolo și am zis, dacă tot am emisiune, dacă tot asta, ia să mă apuc și eu de citit. Și m-am dus la femeia aia cu alea așa, tanti, dă și mie, te rog frumos o carte să o citești și eu, că am o emisiune la Antena 1. Și mi-a dat cartea asta, mi-a zis, ia mă băiatule cartea asta și mi-a dat cartea asta de... Mircea Cărtărescu, se numește, nu striga niciodată după ajutor. Hai să vedem ce înseamnă. Îți place poezia? Am citit o poezie. De Mircea Cărtărescu. Din ea sunt făcute oasele mele, câmpul meu vizual, gândurile mele. Cum adică oasele mele e făcute din singurătate? Că pe asta n-am înțeles-o, sunt prost rău. De ce te mai obosești? Deci nu trebuie să mă obosesc, nu? Hai că mai găsit niște mușterii. Vino încoace. Vino mai încoace. Domnul Andreas, domnul Andreas, vă dea Dumnezeu sănătate. Am citit cartea asta de Mircea Cărtărescu. O poezie n-am înțeles-o. Vreau să încep cu a doua. Pe lângă asta, dar la pasta am abandonat-o când n-am înțeles nimica. Și am început alta. Deci fii atent, poezie, da? Da. Viața, moartea, tristețea, liniile din palmă, glasul. S-a terminat poezia. Asta e viața. Practic. Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatică îți creează un ansamblu al sinelui care, în contrapunct cu conștiința, poate duce la o analiză pe care subconștientul tău o impune eului tău în scopul de a construi o imagine cât mai amplă și complexă a ceea ce, iată, poetul numește viață. Mi s-a pus un nod la ăsta când ai început să vorbești. Mi s-a blocat deși. Cârcel. Da, mi s-a pus cârcel. Mi s-a pus cârcel aici așa. A început să mă doară corpul când ai început să vorbești. Baftă! Salut, mă, prietenaș! Stăm acum de vorbă cu Raluca. Raluca, Raluca, o fată frumoasă. Bună, Raluca! Bună! Eu sunt Nicu de la Brăila. Nicușor, poți să-mi zici? Bine. Că acum ești prietena mea, ești prietenașa mea, acum ai intrat la mine în casă, aici stau eu. Și ce-i cu fetele acelea de pe... asta? Asta e doamna Monica Bărlădeanu, asta e tot doamna Monica Bărlădeanu. O ai de mai multe ori. Da, de mai multe ori. Asta e tot doamna Monica Bărlădeanu și asta e Delia. Știi că Delia e în juriu, nu? Da, normal. Mi-a zis că mi-a crocs. Unde ești tu, studentă? La Ingineria Industrială și Robotică, la facultate. Exact, aici. La UPB. Aici, la ce? La Universitatea Politehnică din București. Deci la Politehnică? Da. Orice ar înseamnă aia. Am înțeles. Și tu faci roboți? Nu. Păi de ce se numește de roboți? Păi sunt la altă specializare, la IMC, la managementul calității. Ce înseamnă IMC? Păi cu ce se ocupă mai exact? Da. Păi cu audit, cu faptul că eu am grijă de piese, adică validez. Păi nu știu, uite, un șurub de exemplu sau o... Ai grijă de șuruburi? Da, am grijă de șuruburi. Și de mai multe piese, adică depinde ce încade acolo. Din toate meseriile la asta te-ai oprit? Te-ai grijit de șuruburi? Da, dar nu înseamnă că o să merg. Asta o să faci toată viața? Șublerii și șuruburi? Dar ce o să faci? Stand-a. Aș vrea să fac stand-a. Îl știi pe Micuțu? Nu. E un om mai grăsuț, dar care scoate numai chestii bune pe gură.
Adică? Adică glume la care să râzi, nu știu, nu glume de alea despre sex și doar atâta, mai multe tipuri de glume. Păi tu vrei să te îngrași? Ca micuțul? Nu. Dar ce vrei să faci? Glume ca el? Doar glume ca el, da. Ia, zi o glumă. Păi... Bagă una așa la reci. Păi, în primul rând, eu pe tine nu te aud, știi de ce? Pentru că fioră e prea tare, mațele, da? Încearcă să vorbești mai tare cu mine. Mi-a plecat sufletul, iartă-mă, n-am... N-ai fost. Scuze, n-am fost aici. Dacă te întâlnești cu micuțul, ce ai zici? Că-mi place de el, ca om. Atât. Atâta? Da, și ți-am zis. Ca om? Că faptul că faci glume bune. În rest, nu știu ce aș putea spune. Dar pe mine mă știi de dinainte? Da. După internet? Ce ai să zici? Ești cel mai rococo om pe care l-am văzut vreodată și că nu aș fi văzut în viața mea un om așa de interesant și frumos și inteligent ca tine. Deci sunt mai șmecher ca micul. Cum vrei tu? Dar sau nu? Că a părut că ai atacere. Amândoi sunteți la fel. Ce înseamnă asta? Adică amândoi sunteți speciali în felul vostru. Deci sunt la fel de șmecher ca micul. Da. Mersi. Interviul s-a terminat aici și ea. Am citit o poezie. Mi-a dat o femeie și mi-e cartea asta să o citesc, domnul Mircea Cărtărescu. Da. Da, ai auzit? Da. Da. Am și vorbit cu domnul. Fii atent. Îl invit aici. Ce, o să vină cu aici? Da. Poate mi-explică și mie poeziile astea. Ia citește, pe stăru. Viața, moartea, tristețea, liniile din palmă, glas. S-a terminat. Cam asta a fost. Așa. A avut viață scurtă. Da. Da, ăsta ca fluturile ăla de 33 ore. Sau ca Naționala României. Naționala României trăiește în mizerie de niște ani, de zile și urmează să mai trăiască. Nu! Păi nu, stai că nu s-a terminat emisiunea. Nu-i problemă. Fac cea mai tare emisiune din lumea asta, nu mă dea afară. Nu-mi place că ți-am găsit altceva mai frumos. Ia să văd. Și care este chestie minimă să știi că te transport nu în star, în porno star. Ia să văd. Salut, Claud. Dar unde mă duce? Mă dai afară? Te dau afară? Păi n-am zis că te scot în... Nu te dau afară, te dau în spațiul ăla. Vino cu acea mare. Ia, unde mă duci? La cântănicoare aici. Păi ce, mă duci unde o să stau eu? Da. Ia. Uite, mașina ta trebuie să te mut aici tot. Ia. Ia să văd. Ai canapele aici, ce trebuie? Nu acum, că e închisă, e cu alarmă. Că e cu alarmă. Nu merge. E stricată, dracu, e abandonată, uite, ești tu. Nu este stricată. Plouunea. Păi plouă acum că e apăsește geamul, știi? Vezi barca aia de acolo? Mai am un pic și o termin. Care barcă? Asta de aici. Care, aia e barcă? E arcă. E barcă în depresie, barcă după ce a citit poezia asta. Nu e barcă în depresie. Urmează să fie mijlocul de transport al bucureștenilor după ploile astea torențiale. Fiecare își primește câte-o dână asta. E pe Wi-Fi. Te, practic, dacă n-ai nevastă și ai un neam ceva, îți face traseu ca la Uber. Te duci de punctul A și îți face harta lacurilor. Și mi-o dai mie? Da, harta lacurilor. Mă dau cu ea. E prototip. Mersi mult de tot. Las că o verifică dacă e bună sau nu. Bine, numai senzații. Da, exact. Mulțumesc mult de tot. Da, cred. Poate că asta înseamnă viața. Bărci, mașini, case, furtună. Apă plată, bă! Trebuie să recunosc că mi-o leacă frică. Mi-e fricuță. Că vă văd așa pe toți. Câți ani aveți? Împreună? Câți ani ai? Nu. 156. Fără. Deci 156 împreună. Da. Și separat? 52. 50. 54. Dar voi unde stați? Depinde. Unde apucăm? În mașină. Așa și eu. Da. Până acum. Da. Dar voi unde lucrați? În Cercul Metropolitan, da. Bă, prietenaș, vreau și eu că tu ești tata lor. Așa. Ia mai și pe mine, bă, prietenaș, la cer. Păi dar nu te iau eu pe tine la ce? Fac programul, ia fii atent. Trec personal din direcția Galați-Oseș și stația la linia 5 și va pleca în direcția Făurei, Râmnicu Sărat, Buzău, Constanța. Stop! Că intră următorul număr acum. Nu, voiam să zic napolitane, biscuiți. Cu două rânduri de cremă, cremă albă, coptură galbenă, mândării de mândării, apă plată, bă! Nu pot să zic așa? Da, da, da. Nu mă lași să zic așa? Cu apă plată, cu mândării? Cu napolitanii? Mai zic, gândași, pufuleți? Pufuleți, napolitanii, apă plată, bă! Ce vrei să cânt? Ei nu, trebuie să o facem pe două voci. De ce, să sperie tigru? Apă plată, bă! Așa? Voi doi vă potriviți? Și altceva?
Ia uite, deja avem un număr, avem patru. Ia să facem pe patru voci, hai să facem pe patru voci, mă, prietene, așa, pe plată, da? Apă plată, mă! Următorul cel mai mare număr la circo din București, de peschetoni, ne ducem rupind toată lumea. Facem apa plată. Exact. Te aștept la ce, da? Da, da, da. Să-ți iei bagajul. Bine, Doamne ajută, ne faci bucuroci mari, Doamne ajută. Hai să fie primit, pa! Sănătate, sănătate, mai poftim pe la noi. Salut, mă, prietenaș. Nu, că la tine vin. La tine vin. Scuză-mă, da. Scuză-mă, da. Spune-mi, te rog. Eu sunt Nicu de la Brăila. Tu cine ești? Orlando. De la București. Îmi place foarte mult ăla de la gâtul tău. Ți l-a dat oamenii ăștia de aici sau ai venit bandana? Pe el de acasă? Nu, eu mi-am pus-o. Cum să-mi știi, banana? Da, banana americana. Sau bandana, poți să-i spui cum vrei, nu contează. Important e că o țin la gât ca să nu mă de ochi. Cum poți să-ți revii de ochi de la? Poartă roșu. Da. Uite, tu ai roșu, nu te doache nimeni. A, n-am nicio problemă. Ai și, ai și papucii aia ce sunt... Crocs. Cum se numesc? Crocs. Crocs? Crocs. Cei mai frumoși. Ce vorbești, bă, ce interesant sunt. Bravo, bravo. Dar te duci la pește, de ce te-ai îmbrăcat așa? Te-ai nu, îmbrăcat e comod, eu aici lucrez, am o emisiune și merg mult. Sau ești pește? Te duci la pește sau ești pește? Nu sunt pește, sunt Nicu de la Brăila. Nicu de la Brăila. Bravo, da. Nicule, bravo, Nicușor. Dar ce cauți tu pe la București? Mi-a dat emisiune. Aaaa, mi-a dat emisiunea, emisiunea mea. Mai mult umor. Da? Da, mai mult umor. Tu ești de la mai mult umor? Da, eu sunt de la mai mult umor. Tu ești ăla care ești prin puii mei pe acolo, prin alea cu... Da, nu, nu sunt eu, nu sunt eu, e Bendeac, m-a imitat Bendeac. Și mi-a luat drepturile de autor și mi-a dat bani. Bendeac, dar tu erai cu el, mi se pare. Hai că te știu. Nu eram. Bă, mă înșeală. Nu eram. Ce ți-a crescut? Mă bati, mă bati. Sunt la poliție, să vină poliția. Frumos, mă, ce te-ai pocit așa? Băi, vrei să chem acum poliția? Băi, Nicușoare, mă, băi, lasă-mă stai, băi, fii cu minte, băi, fii cu mă minte, bate. Bă, băi, m-a recunoscut. Băi, fii cu minte, bă, da. Ia faci, mă, prietenaș. Uite, bine, la emisiunea, la filmări. Ce faci aici? Umor. Umor? Umor. Din care? Gălățean. Din Galați? Din Galați. Am niște amintiri foarte neplăcute de acolo și din Galați. Și eu am amintiri nașpa în Brăila. Faci glume acum, ce faci? Stand-up. Dar ce faci tu stand-up? De la mod. Ia zi un stand-up. N-am așa, dar n-am așa dacă mă iei repede, n-am. Trebuie să stau acum să mă gândesc, n-am. M-am, eu am stat, mi-am făcut materialul pentru scenă, nu-l dau așa. Deci nu se poate oricum. Nu. Aoleu, iartă-mă pe mine. Păi... De ce ți-e frică de trijurați, ia zi? Ai vreo frică de cineva? Nu neapărat, nu. Mi-e frică de Chelu. Mi-e place de Chelu. E fratele meu, geamăn. Da. Gândește la Chelu? Da. Pune mustața asta pe față. Bam! Bă, da. Na. Ma, și dacă mai era și Brăilean Chelu? Exact. Pua, rupea rău. Dacă e Brăilean, e de Brăila. Da? Da, dar el nu știe. N-am voie să zic. N-ai voie să zici. Nu, mi-e frică. Dar cu Bendeac te înțelegi? Nu. Nu, nici cu mine. Mi-a luat drepturile de autor. Ah. A făcut bani pe cărca mea. Știu asta, știu, a fost nasol, a fost nasol. Dar dă-l în judecată. Ce dracu să mai dai judecată, că m-a făcut de mult. Ce să mai fac? Aia a fost o oportunitate ratată, că puteai, asta puteai e, leger. Ce să fac? Ce trebuie să fac? Ce, tu ești avocat de la... Nu, dar pentru tine pot să fiu. Și-l dai judecată pe Bendeac? Da, și câștigăm, facem bani mult și ne mutăm unde vrem noi. Bendeac, te-ai făcut bani pe cărca mea, puteam să-mi știu acum apartamente! Mai jura că după aia dacă vede filmarea asta are ce să folosească împotriva ta la proces. Deci n-am voie să... Nu, vorbește frumos, dar amenință-l frumos. Eu l-am tot înjurat pe internet, sunt pe tot internetul cum îl înjur. A, păi nu mai bag atunci. Păi nu. Ce, s-a dus dreacul, nu? S-a dus, păi da, n-am. Păi s-a dus și drepturile astea de autor. Da. Trebuie să știe să mă mai imite altul. Ca să-l dau pe la înștecat, să nu-l înjur. Imită-l, e băiatul ăla, Drăgulin, îl știi? Imită-l pe Drăgulin. Ce dracu să-i imi la ăștia? Așa. E plictisitor, dracu. Bă, pe care nu suporti mai mult, Drăgulin sau Bendeac? Bă, Bendeac, ăla m-a imitat. Păi și n-am părțit și cu Drăgulin? Deci să-l dau judecată și pe ăla? Păi da, păi el s-a... Pe Drăgulin l-am înjurat până acum. Păi nu, ia zi, nu, păi nu zi, a venit să-l pe Drăgulin, dar frumos, fără să-l înjuri. Drăgulin, na, uite că a scăpat iar, nu pot să mă abțiu, mă. Hai, ultima șansă, dar spune, înlocuiești cu... Pufos. Omule. 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 Gata. Drăgulin, măi. Omule, ai făcut bani pe cărca mea. Te dau judecată, mi-a luat avocat. Gata, 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 g
Lasă, câștigăm și când câștigăm o să-ți dau partea ta și o... înțelegem. Da, ne înțelegem noi, prietenași. Ești avocatul meu. Doamne, mersi mult de tot. Doamne, bine că mi-te-a scos Dumnezeu în cal. Aia zic, e... Dacă vrei vreodată să vii pe aici așa pe la București, te stai aici, locuiești aici cu mine. Eu... Atâta pot să-ți dau. Păi da, hai că nu mai plec, rămân deja aici. Bine, okay. Rămâi aici și lucrăm la casă împreună, să-l dăm judecată pe Drăgulin. Așa facem. Da. Urmează să facem o regie. O regie, adică e deja făcută treaba, e gândită de dinainte. M-a chinuit foarte mult să dau de domnul Vâlsan, care m-a colorat frumos, mi-a făcut o coloratură mișto. Și acum urmează el să intre și o fac actorie, ca și cum eu, nu știu, eu mă prefac că sunt surprins ca astea. Uite, Monicușoare. Oh! Ți-am promis să-ți fac tablou. Oh, nu se poate așa ceva. Aoleu. Doamne, cât de surprins sunt. Să iei loc, Vâlsane. Domnul Vâlsan, cel mai șmecher. E cel mai frumos lucru care mi l-a făcut vreodată mie cineva ceva. Deci ăsta e tablou apuplat, așa se numește el, că a fost făcut fix când ziceam eu apuplat. Ia fii atent. Apuplat, mă! Mulțumesc mult, Vâlsan. Să trăiești, tată, e foarte talentat. Mersi mult de tot. N-am ce să-ți dau, că eu n-am bani. Dacă vrei, uite, îți dau pufuleț. Vrei pufuleț? Ia pufuleț. Mersi mult de tot. Iată, uite, încă mai e artiști care lucrează pe pufuleț în România. Merge bine afacerea. Ce să fac? Uite, îmi leg și eu croc și trec de pe modul sportiv, adică ăsta, pe modul de liniște. Micușor, trebuie să facem poze pentru emisiune. Să rămână, doamna Gabi. Ce să fac? După ce îmi faci poze, îmi dai și mie 1500. Apăplată, mă! E deschis și ok? E deschis. Bine că am făcut duș azi. Pe cernotă mare, azi la lui s-a sămărit o floare cu un bujor băiat. Floare aleasă, bujorul e ales. Gata, s-a terminat? Ia, domnule. Uite ce frumos e. Uite, arată foarte bine. Uite, și pune aici, ai mai mult umor pe mână. Gata. Doamne ajută. Da, mă, prietenaș, vă mulțumesc mult de tot că m-ați urmărit. Și m-a sui poșea și v-am spus povestea așa. Nu-i sfârșitul lumii, să termină doar acum emisiunea asta. Hai, la revedere.